Făcut furorii vara asta la plajă, am înțeles, că așa, o nouă siluetă, ce se întâmplă? Am făcut, nu știu ce să spun. Sincer să fiu, nu am urmat o dietă, nu cred în acest ritual al slăbirii cu diete, ori reușești să ai un lifestyle din asta, ori te lași de tot. Părerea mea e să începi ușor, să mănânci câte un fruct și câte o legumă, că întotdeauna este bine primită. Pentru mine a mers foarte bine fasting-ul, de exemplu. Nu mâncam până la ora 14 după amiaza și până la 10-22 seara. Cam asta cred eu că a funcționat la mine. Este și ceva mai dificil un pic, pentru că noi am și ieșit dintr-un regim mai strict. Aveam dietă, mâncam de 3 ori la aceleași ore, ne gătea cineva cu mai puține calorii și atunci, în momentul în care ieși din acel glob de cristal în care toată lumea, să zic așa, este la picioarele tale, trebuie să începi să-ți gătești, trebuie să începi să ai tu grijă de tine. Și cred că asta am reușit de-abia după vreo 2 ani de ieșit din sport. Când țineai diete, mai scăpai și la ceva anume de care ți-era poftă așa și nu puteai să-ți refuzi, adică mai trișai? Nu cred că se numea trișat. Poate antrenorii o făceau și pentru a ne da o recompensă, un cadou, că am făcut bine la antrenamente, că ne-am comportat frumos. Dar nu pot să zic că am avut scăpări să mâncăm atât de mult încât să ne îngreșăm 3 kg, 5 kg. Dar da, încercam să mai ascundem noi câte un dulce în camera de gimnastică, de la gimnastică, dar da, acestea au fost vremurile. Care sunt ritualurile tale de frumusețe și ce ai moștenit, ce trucuri ai moștenit de la mama ta în materie de beauty? După cum am mai spus și în online, îmi place să vorbesc despre asta, tind să cred că am o piele foarte sensibilă pe față și fac destul de multe alergii. Mi-a fost destul de greu să găsesc produsele necesare, dar demacherea pentru mine este cel mai important lucru la orice ori ajung, și că este weekend și că ajung la 3 dimineața acasă, mă demachez. Și cred că fiecare trebuie să-și găsească propriile creme și ce funcționează. Am înțeles. Vreau să te mai întreb, de beauty am întrebat, stai așa că m-am pierdut. Te-am întrebat ce ai moștenit de la mama ta în materie de beauty. Ce ai moștenit de la mama ta în materie de beauty? Ce trucuri, ce ritualuri de frumusețe? Less is more, cum s-ar spune. Întotdeauna mai puțin arată mai bine pe o femeie. Niciodată să nu mă machiez extrem de mult, dar să fiu delicată. Niciodată să nu port culori închise, pentru că eu oricum am un ten destul de bronzat și atunci culorile mă scot în evidență. Ești adepta operațiilor estetice? Îți dorești să schimbi ceva la tine la un moment dat? Ai face așa ceva? Ți-e frică? Nu ți-e frică? Nu aș face așa ceva și nu aș fi făcut niciodată așa ceva. Eu am avut o intervenție chirurgicală anul trecut la nas și nu datorită schimbării nasului, ci pur și simplu că am vrut să respir din nou. Am avut niște probleme datorită loviturilor din gimnastică și datorită prafului din săli. Mi s-au înfundat mai multe căi respiratorii și atunci a trebuit să am acea intervenție. Dar în rest nu cred că mi-aș face absolut nimic, nu. Stai tu pe partea sentimentală, ești iubită, iubești, cum este la tine în zona asta? Less is more, cum s-ar spune, întotdeauna mai puțin arată mai bine pe o femeie, niciodată să nu mă machiez extrem de mult, dar să fiu delicată, niciodată să nu port culori închise, pentru că eu oricum am un ten destul de bronzat și atunci culorile mă scot în evidență. Ești adepta operațiilor estetice? Îți dorești să schimbi ceva la tine la un moment dat? Ai face așa ceva? Ți-e frică? Nu ți-e frică? Nu aș face așa ceva și nu aș fi făcut niciodată așa ceva. Eu am avut o intervenție chirurgicală anul trecut la nas și nu datorită schimbării nasului, ci pur și simplu că am vrut să respir din nou. Am avut niște probleme datorită loviturilor din gimnastică și datorită prafului din săli. Mi s-au înfundat mai multe căi respiratorii și atunci a trebuit să am acea intervenție. Dar în rest nu cred că mi-aș face absolut nimic, nu. Cum stai tu pe partea sentimentală? Ești iubită, iubești? Cum este la tine în zona asta? Cred că ambele. Cred că este important pentru mine și să arăt pe social media, să arăt că sunt cu cineva, că mă simt bine cu acel cineva, dar mai mult să fiu cu el împreună acasă decât să arăt. Exact. Nu vreau să arăt mai mult decât trebuie. Prefer să țin în casă decât să arăt doar pe internet. Ce dorești tu pentru tine? Să fiu sănătoasă, să îmi repar toate problemele de sănătate pe care le am de după gimnastică și să fiu fericită, cred că.
Ce mai este acum de reparat? Ce restricții ai din partea medicilor? Ce urmează să mai faci mai departe în ceea ce privește problemele de sănătate? Eu am și plecat din gimnastică cu o operație în minus. Trebuia să mai am încă una la genunchi. Acum, de-abia după 2 ani, 3 ani, mi-am dat seama că trebuie să se intervină. Încă nu știm, trebuie să văd exact ce este în genunchiul meu, ce este rupt și după să vedem dacă este de intervenție. Care a fost cea mai mare teama ta ca gimnastă? Cred că gimnastica te învață să fii neînfricată. Cred că antrenorii îți dau această putere. Ei sunt cei care ne dădeau nouă curajul să credem că putem să facem orice, dar doar dacă ei ne dădeau voie. Și atunci, gimnastica te face să fii puternică. Normal, sunt momente în care ți este frică la anumite elemente, obosești, ți-e frică de concurs, dar toate astea cred că se antrenează și asta mă ajută pe mine în momentul de față, în viața de după sport. Ai avut vreodată insomnie înaintea vreunui concurs așa greu? Da, am avut destul de multe insomnii și nu pentru că nu eram pregătită, ci pentru că știam că a doua zi va fi ceva foarte important, va trebui să lupt pentru o medalie pentru care eu am muncit atât de mult și îmi doream din tot sufletul să mi se îndeplinească.